Washingtonul și Moscova vor negocia pe 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina și chestiunile de controlul armamentului nuclear. Statele Unite sunt dornice să se angajeze în dialog cu Rusia, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Casei Albe pentru probleme de securitate. Moscova a confirmat că este gata pentru discuții, scrie agenția de presă RIA. Ministerul de Externe rus a confirmat marți planurile Moscovei de a discuta despre cererile ei privind securitatea cu Washingtonul pe 10 ianuarie. Rusia cere ca Statele Unite și NATO să se angajeze să nu extindă alianța militară către Ucraina, o acțiune despre care Moscova spune că i-ar amenința securitatea națională. Consiliul NATO-Rusia s-ar putea întruni în ianuarie pentru prima dată după 2 ani și jumătate, au anunțat reprezentanții ai organizației, însă Moscova nu și-a dat deocamdată acordul, informează DPA. Un oficial NATO a confirmat că secretarul general al organizației Jens Stoltenberg a decis să convoace o reuniune a acestui consiliu pe 12 ianuarie și că alianța se află în contact cu Rusia în această problemă. Comasarea de trupe ale Rusiei lângă frontiera cu Ucraina strânește de câteva săptămâni îngrijorare în cadrul comunității internaționale. Rusia a cerut garanții de securitate din partea Occidentului, care să includă garanția fermă că Ucraina nu va adera la NATO. Alianța Atlantică de Nord a respins cererea Rusiei, însă Jens Stoltenberg a reiterat de mai multe ori că dorește să discute asupra problemelor în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Cele mai recente negocieri în acest format au avut loc în iulie 2019, iar de atunci toate încercările de a stabili o dată pentru reuniune au eșuat. Luni, președintele Statelor Unite Joseph Biden a promulgat bugetul anual al Departamentului Apărării în valoare de 770 de miliarde de dolari, fiind prevăzute fonduri inclusiv pentru susținerea Ucrainei. Planul bugetar prevede alocarea 300 de milioane de dolari pentru inițiativa de asistență pentru securitate destinată Ucrainei pe fondul tensiunilor cu Rusia. Între timp, mii de civili ucraineni, inclusiv femei, s-au înscris pentru a învăța abilități de luptă în programele de antrenament create și conduse de guvern și grupuri paramilitare private. Возможно будет очередной виток этой агрессии, ну и видите, мы сейчас как раз занимаемся более интенсивно. Aceste programe fac parte din planul strategic de apărare al țării în cazul unei potențiale invazii a Rusiei, pentru a stimula o rezistență civilă, care să poată continua lupta dacă armata ucraineană este copleșită, scrie New York Times. Завдання було виконано успішно, ціль умовного противника було знищено. Momentan nu există niciun indiciu că președintele Vladimir Putin s-a hotărât să înceapă invazia. Dacă aceasta ar avea loc, chiar și generalii ucraineni sunt de părere că armata lor obișnuită are puține șanse într-o confruntare militară cu Rusia, scrie Agerpres.